Ah, bine vă regăsesc în această zi minunată sau seară sau când vă uitați la acest videoclip. Astăzi o să discutăm sau în momentul de față vom discuta despre baze de date și tot ce am lucrat noi la clasă, să zicem așa. Acum, prima chestie, cum vedeți, deja suntem în aplicația Access, da? În meniul principal. Noi ce o să... pe baza cărui tip de fișe vom vorbi, vom vorbi pe baza unui blank desktop database, da? Asta se folosește de obicei la ore de TIC din programa standard de liceu. Așa, hai să și denumim acest fișier, hai să zicem MS Access, da? Da, vrem să înlocuim. Ok. Prima chestie este întâmpinați de această interfață minunată. Mai parte se aseamnă cu structura de la Microsoft Excel sau Word, unde în partea de sus adică noi avem unelte, tot felul de setări și posibilități. Aici în stânga avem o listă care ne lasă să vedem tot ce creăm noi în Access. În Access noi lucrăm cu tabele, interogări, formulare și rapoarte. Ce fiecare o să ajungem acolo în timp util. Acum, programul în sine ne generează deja un prim tabel. Ce e tabelul ăsta? Aici, pe prima linie, avem, să zicem, capul de tabel. Capul de tabel este folosit ca să definească ce reprezintă fiecare coloană. În cazul nostru avem o singură coloană adăugată automat, anume ID-ul. Acum, dacă merg pe ID și mă duc la Table Tools, care apare când sunt în tabel, pot să mă uit la mai multe chestii. Prima. Avem aici data type, auto number. Ce înseamnă auto number? Înseamnă că atunci când adăugăm aici o nouă intrare, dacă am avea încă o coloană, ne adăugă automat un număr. Auto number ce face? Hai să zicem că avem un tabel. Da? Și aici avem ID și aici avem nume. Și hai să zicem că adăugăm pe Greg. Lui Greg o să se adauge valoarea 1. Aceea, hai să zicem că adăugăm pe John, care e valoarea 2. Și 3, hai să mai adăugăm pe Hansel. Scuze pentru scris. Hai să zicem că acum am vrea să ștergem una dintre coloane. Acum, logic ar fi ca noi să reputem folosi valoarea 2, dacă ștergem pe John. Dar el, când va mai adăuga, va merge direct la 4. De ce? Autonumber-ul nostru ce face e pornește de la valoarea 0 și zice plus 1, afișează plus 1, 1 plus 1, bine, aici e 0 plus 1, 1 plus 1, aici afișează rezultatul, 2 plus 1 și afișează. Și tot așa. El nu va reveni niciodată la valoarea care a fost ștreasă. Decât dacă am fi să codăm asta în sub formă de secvență în limbaj SQL. Dar noi o să ne rezumăm doar la faptul că nu se mai readaugă. Acum, revenit. Pe lângă această coloană, autonumber, avem și posibilitatea de a adăuga extra coloane. Asta o putem face de aici, de la secțiunea Click to Add. Și aici ne dă un meniu cu mai multe tipuri de date. Primul este Short Text. Short Text se referă la text, Short, Rich și Long Text, toate fac aceeași chestie, ne permit să scriem text. Diferența este următoarea, Short Text e pentru text de lungime mică, Long Text pentru text de descriere, să zicem, și Rich Text e ca să ne permită să avem și litere mari și litere mici, toate opțiunile de tastatură.
După aceea avem number. Number, sau număr în română, se referă la faptul că putem să scriem numere în celule respective. După aceea currency, sau schimb valutar, sau monedă. Currency se referă la faptul că noi putem să atribuim o valoare reală, să zicem, avem dolari sau euro și exprimăm în dolari sau în euro un preț. După aceea, date and time. Date and time e pur și simplu o dată calendaristică care are un anumit timp asociat. Yes and no adaugă un set de căsuțe care pot să fie cu un tick sau nu în dreptul lor. Lookup and relationship, aici o să revenim mai târziu la acest tip de coloană. El va fi folosit pentru a face legătura între două sau mai multe tabele. După aceea, attachment ne permite să atașăm orice fișier din calculator în fișier și hyperlink poate ne... Hyperlink, diferența între attachment și hyperlink este următoarea. Haideți să luăm aici deoparte. Hai să zicem că avem în memorie câteva chestii. Da. Avem cartea 1.pdf și cartea 2.pdf. Ok. Attachment, dacă ne uităm aici, e aici, da? Attachment, ce va face? El va asocia la câmpul nostru acest fișier, da? El nu neapărat că îi dă adresa fișierului, dar zice acesta va fi fișierul care va fi chemat și aceea să-l cauți. Pe când hyperlink... Da? Hyperlink, el va da adresa din calculator sau de pe internet. Era adresa utilizatorului. Hyperlink-ul ne permite să punem ca un fel de adresă. Gândiți-vă adresa de reședință, să zicem Bulevardul Maghieru, numărul 24. Asta este adresa la care se află o anumită casă. Așa ar trebui să fie privită și memoria, ca un set de adrese. Să zicem, pentru carte avem 0x000 puncte puncte, până la a 16-a valoare. Și cartea este 0x000 și tot așa, 1 să zicem, da? Ca să ne, aici ne se indică spațiul memoriei. Acum a venit. Haideți să facem mai întâi un tabel despre câteva cărți. Prima chestie, o să luăm un tip de dată rich text pentru titlul carte. Da? La aceea vrem currency pentru preț. Și ce să mai luăm? Number, număr bucăți vândute. Aici, după cum se poate observa, titlul nostru de coloană nu este tocmai pe lățimea coloanei noastre. Și ce putem face? Aici, dacă mergem cu mouse-ul între cele două coloane, apare acest simbol. Dacă dăm double click, ne va redimensiona coloana pe dimensiunea cele mai mari valori din cadrul ei. Da? La preț, putem să mergem aici, mergem la format, apply currency in format, hai să-i schimbăm ce valoare vrem, vrem să fie în euro totuși. Așa. Ok, hai să luăm o carte. Hai să luăm străin într-o lume străină. Putea să adăugăm și autorul, dacă e. Autor. Robert Heinlein. Nu, redimensiona. Afel și aici. Ok. Hai să dăm și un preț, totuși.
12 euro și numai bucăți vândute, să zicem 10.000. Putem la numere să adăugăm și separator. Astfel încât să facă diferența de la mii încolo. Ok. Și uitați, ne-a adăugat automat 1 pentru această intrare în tabel. Ok. Hai să mai facem, să mai adăugăm încă o carte. Hai de data asta să adăugăm... Floarea albastră. Nu este neapărat o carte. Sau, de fapt... Hai să adăugăm schițe. De Ion... Luca... Da. Schițele fiind românești, să zicem că sunt 8 euro. Nu mai bucăți vândute. Hai să nu ne lăsăm mai pe jos. Tot 10.000. Ok. Și asta e tabelul nostru. Dar el nu este încă salvat. Ca să-l salvăm, putem să mergem cu mouse-ul pe numere de aici de sus. Click dreapta și alegem opțiunea Save. Aici ne va cere numele tabelului. De obicei, numele de tabele se fac la singular sau la plural. Ori una, ori alta. În cazul nostru o să zicem cărți la plural. Da? Ok. Și uitați, aici s-a schimbat de nume. Ok, avem un tabel. Dar ia uite. Când sunt selectat pe ID, ne mai apare aici Field Validation, următoarea chestie. Unique și Indexed. Nu neapărat required. Ce înseamnă asta? Unique înseamnă că dacă dăm hover, ne și explică access. Da, unique la ce se referă este următoarea chestie. Noi nu putem să avem două nume identice ID. Noi nu putem avea două linii care să aibă același ID. Să zicem ID-ul 1. Nu e posibil. Și aceea indexat înseamnă că atunci când căutăm după ID, noi se găsește mult mai rapid decât dacă ar fi să căutăm într-o coloană neindexată. E un sistem de optimizare de căutare în funcție de ID-ul nostru. Așa. Haideți totuși să mai facem un contabil. De data asta... Hai să facem librării. Pentru librării o să avem nevoie de hashtag nume librărie. Și hai să luăm și locație. Așa. Și hai să zicem că tu ești carousel. Centrul vechi. După aceea, ce să mai luăm? Hai să mai luăm Mihai Eminescu. La universitate. Ca să avem două. Ok. Haideți să salvăm încă o dată. Click dreapta. Save. Și aici o să le denumim library. Și uite. Ne-a apărut în listă aici și library-le. Acum noi putem să și închidem aceste tabele, dar ele sunt deja salvate. Click dreapta. Close. Click dreapta. Close. Asta ce face? Iar, când le avem în această configurație în care putem să edităm în ele, ele sunt în modul de editare. Dacă ar fi să facem o interogare pe baza lor, s-ar putea să ne dea o eroare programul, zicând că ele încă sunt în curs de modificare și nu avem voie să le modificăm încă. Și atunci, ca să facem asta, e nevoie să le închidem. Acum revenind la legăturile dintre tabele. Noi putem să legăm aceste două tabele. Revenind un pic să lucrăm un pic cu desene. Hai să zicem că avem tabelul cărți. Și acea tabelul librării. Cum legăm astea două tabele? Ei bine,
Dacă ne întoarcem și ne uităm la cărți, avem toate astea. Cărțile, ele pot să aparțină de mai multe librării. Sunt într-o relație una la mai multe. Și o librărie poate să aibă mai multe cărți. E, cum rezolvăm această problemă? E, putem să mai creăm încă un tabel. Să zicem... distribuitor. Și să zicem că o carte poate să aibă unul sau mai mulți distribuitori, dar un distribuitor poate să aibă o singură carte. Și un distribuitor poate să aibă mai multe librării. Și așa putem să rezolvăm. Pentru a exprima mai ușor, în bazele de date avem linia cu piciorul de cioară. Cazul nostru ar trebui asta să o ștergem, de fapt. Cărți. Librării. Și distribuitori. Așa. Și putem să exprimăm în următorul fel. Putem să facem asta și asta. Asta ce înseamnă? Dacă citim de la stânga la dreapta, ar fi fiecare carte. Ai un distribuitor. Și întotdeauna liniile astea de relație se citesc și invers. Astfel, fiecare distribuitor are mai multe cărți. Da? Și astea două se referă la relația aceasta. La aceea avem și pentru librării, la care va fi în aceeași manieră. Da? Noi exprimăm relația prin următorul fapt. Când citim de la stânga la dreapta, ne uităm la unde, cum se termină relația noastră. Cazul nostru e simplu. Asta înseamnă că e unul singur. Când citim în ceeași sens, avem piciorul de cioară, care ne indică că avem mai multe cărți în cazul ăsta, în cazul relației. Da? E, asta vom face și noi în Access. Mai întâi, mai creăm un contabil. Da. E, tabelul acesta, noi putem să și salvăm, dacă vrem, de acum. Uite. Ok. Hai să adăugăm. Hai să zicem... oh, pardon. Pare că am inițializat greșit aici coloana mea. Ce pot să fac? La table tools, la fields, putem merge la data type și să schimbăm de aici în tipul de dată care vroiam de fapt. În cazul nostru, noi o să luăm un short text. Distribui SRL. Ar fi distribuitorul nostru principal. Ok. Și acum, noi vom adăuga în distribuitor două coloane. Prima va face relația dintre distribuitor și cărți. Dar în cazul nostru, asta trebuie să adăugăm aici. De obicei, coloana de legătură se adaugă în tabelul care este în relația de mai multe entități. De exemplu, în cazul nostru, noi trebuie să adăugăm în cărți, pentru că în fața are mai multe. El este cu piciorul de cioară. Unde piciorul de cioară ajunge în schema noastră de legătură între tabele, acolo trebuie să fie entitatea noastră de legătură.
Și atunci, haideți să luăm următoarea chestie. Lookup and relationship. De la CryptoRed, lookup and relationship e ca să facem legătura. Ah, ia uite, ne-a deschis. Înainte să continuăm, haideți să închidem distribuitorul. Dacă nu avem închis, programul o să zică că este în mod editare și nu poate să creeze legătura noastră. Așa că, din nou, lookup and relationship. Yes, I want to look up. Aici ce zice este următoarea chestie. Avem două opțiuni. Ori să ne zică calculatorul ce valori avem la dispoziție din tabelul cu care facem legătura, ori să scriem noi valorile respective. Noi o să zicem că vrem să ne ofere. Aici ne cer să alegem ce tabel să folosim pentru această coloană. Noi o să luăm tabelul distribuitor. Aici ne întreabă ce coloane să folosească ca să genereze această nouă coloană. Noi vom lua doar ID-ul. Noi putem să dăm înapoi dacă vrem așa. De ce doar ID-ul? Pentru că ID-ul, cum am zis înainte, este unic și indexat. El poate fi ușor de căutat și e garantat să fie unul singur pentru fiecare. Altfel, s-ar putea să creeze erori de căutare și de editare în cadrul bazei noastre de date. Dăm next. Aici ni se cere să ordonăm dacă vrem. În cazul nostru nu e nevoie. Aici este un ecran de preview care să ne arate care e lățimea coloanei noastre. Noi o putem edita acum și după. Și aici ni se cere denumirea tabelei noastre. Hai să zicem ID distribuitor. Și aici jos ne întreabă următoarea chestie, dacă vrem să dăm data integrity. Data integrity se referă la integritatea datelor atunci când vrem să ștergem date. Acest tip de coloană, lookup and relationship, înseamnă că se creează o logică între cele două tabele. Și noi putem să-i zicem să interzică ștergerea sau să șteargă în cascadă în cazul în care se așteaptă o valoare, asta înseamnă că nu mai are treabă cu celălalt tabel. Noi putem să o lăsăm și astfel. Aici allow multiple values, înseamnă că noi putem să lăsăm să se poată introduce mai multe valori în rândul nostru, în celula noastră. Noi o să o luăm simplu. Și acum putem să asociem unul la fiecare. Și așa am legat distribuitor, care o putem și redenumi cu click dreapta, rename la distribuitori. Pare că e deja văzut de acest tabel și nu poate fi redenumit. Dacă ar fi să închidem cărți după ce îl salvăm, încercăm iarăși rename. Și acum a funcționat. Redeschidem cărți și totul este în continuare în regulă. Acum, ca să vedem cum arată relația noastră, noi putem duce sus la table, relationships sau relații și aici ni se arată relația actuală dintre distribuitor și cărți. Și uitați, este o linie directă. Uneori se și arată că e de la 1 la infinit ca să se arate one to many relația, de la 1 la mai mulți. Dar în cazul nostru, pentru că avem un singur distribuitor, este 1 la 1. Da, avem să salvăm. Haideți să facem acum și pentru librăria asta. Din nou, lookup and relationship, da? Distribuitori, da? ID-ul, trecem peste ID distribuitor. Hai să scriem corect totuși. Finish. Și acum îi dăm 1. De ce îi le dăm valoare? Dacă nu dăm valoare, tabelul o să arate de parcă nu are nicio legătură. Pentru că în funcție de cum asociem noi valoarele respective, ni se modelează relația. Dacă mergem la relationship acum, putem să-i zicem să ni se arate și librării de la show table. Și asta e relația noastră. Distribuitorul la mijloc și face legătura dintre cele două tabele. Foarte frumos, nu? Ok. Noi acum am legat cele trei tabele.
Ok. Revenind. Acum că am creat legătura dintre cele trei tabele, noi acum putem să intrăm în chestii mai complicate, anume să facem interogări, formulare sau rapoarte. Acum, începând cu interogări, noi putem să mergem direct prin wizard sau vrăjitor. Asta pentru toate trei formele. Interogările, ce reprezintă? Reprezintă reuniunea dintre cele trei tabele sau câte tabele vrem. Ca să demonstrez, haideți să facem o interogare. Simple Query Wizard o să folosim noi în general. El ce va face, ne va afișa doar valorile care se intersectează între cele trei tabele sau între tabele care selectăm, desigur. Cross Tab Query Wizard înseamnă că o să arate toate datele într-un format mult mai compact, să zic așa. Dar noi o să luăm Simple Query Wizard. Acum, avem librării. Dar librării putem să luăm tot fără ID distribuitor. Asta putem să le lăsăm deoparte. Putem merge la distribuitori, luăm ambele colone, aceea cărți, putem să luăm și de a cărți, aceleași coloane. Ok. Putem să dăm next acum. Zice ce dacă vrem să se arate fiecare celulă în parte, în detaliu, da, dorim. Distribuitor query sau interogare. Dăm finish. Și ni s-a creat acest tabel foarte mare. Care e diferența între un tabel care creăm în sub formatul ăsta și interogare? Interogarea este o măsură de protecție. Aceste date nu se pot edita, dar ele nu vor afecta tabelele noastre inițiale, unde sunt datele adevărate. Noi putem să adăugăm restricții ca să nu existe modificări nici în cadrul interogării. Dar nu în cazul la noi. Acum, după cum vedeți, fiecare librărie are cartea ei. Ok. Am următoarea chestie de menționat. Interogările, din nou, nu... Okay. După interogări, haideți să facem și un formular. Formularul putem să facem pe orice tabel, chiar și pe interogare. Așa că o să facem pe interogare. Formularul ne va arăta următorul format după ce scot această coloană. E un mod de a face totul mult mai natural de completat. Ce se referă formularul? Crea un formular pur și simplu pentru fiecare coloană, astfel încât să fie mult mai natural de introdus date în baza noastră de date. Da? Ok. Este aici, ne-a apărut. Haideți să creăm și un raport totuși. Pentru raport, din nou, Report Wizard. Putem să luăm tot, desigur fără ultimul, care a fost o greșeală din partea mea. Și aici ni se cere grouping level. Ce înseamnă grouping level? Dacă vrem să grupăm după o anumită prioritate. Și noi o să vrem după ID. Să se grupeze. Putem alege aici. Și să și edităm grupurile. În cazul nostru nu e nevoie. Dăm next. Aici ni se cere dacă avem vreun mod în care se dorește să fie ordonat raportul. Putem să alegem layout-ul raportului nostru. O să-i luăm outline și un landscape. Next. Cazul nostru aici este un raport. Și după cum vedeți, s-a creat un întreg document în care se afișează după librărie ce dețin, ce cărți dețin și ce preț. Putem să avem și
portrait, dar e mai avantajos să fie landscape. Putem să edităm și layout în pagină. Marginul e pagina în sine, dimensiunea, coloanele și toate acestea. Putem închide de aici. Aici suntem în meniu de editare a layout-ului de raport. Aici e un pic mai complicat și nu o să intrăm așa de în detaliu în săptămâna viitoare. Da, cam asta este mai parte misterul access-ului, cel puțin al funcțiilor de bază care le veți folosi pe viitor. Mai avem database tools, macro-uri, visual basic-uri. Acestea sunt pentru a crea dependențe între tabele, între baze de date sau să creăm un calculator de acces de bază de date. După aceea noi putem să luăm și din alte tipuri de fișiere, cum ar fi din Excel, din fișiere text, Excel mail, toate acestea. Fișierul respectiv și să îl introducem în accesul nostru. Asta deoarece fișierul standard access nu este dependent de ce programul rulează. Noi putem să exportăm sub tip de fișier text, da? Și toată baza noastră de date să poată fi reinterpretată de o altă aplicație mai târziu. Pentru că bazele de date, în general, ceea ce este și accessul, ce fac? Ele au un extra fișier sau o extra secțiune în care se menționează toate restricțiile și logica din spatele fiecărui tabel, fiecărui interogări. De exemplu, dacă mergem la interogare de distribuitori, clic dreapta, SQL View, noi vom vedea comanda. Comanda din limbaj SQL sau Standard Query Language pentru care se îndeplinește atunci când vizualizăm interogarea noastră. Asta e comanda propriu-zisă. Selectul se referă la ce coloane sunt selectate și putem să le dăm și o anumit poreclă dacă vrem. La cea from, from aici se referă la ce, de unde ia coloanele selectate. Și noi putem să, cu inner join, să alăturăm sau să combinăm tabelele noastre în funcție de coloane care le-am folosit pentru această legătură. Cazul nostru ar fi ID distribuitor, în ambele coloane.